specialist marketing online la Orbital Interactive. Mă puteți găsi pe Twitter, puteți citi și blogul meu. Și am venit la invitația lui Olivian astăzi să vă împărtășesc din experiența mea practică. O să vă prezint un studiu de caz pe proiectul Jocopo din punct de vedere SEO. Ce s-a întâmplat aici? Proiectul a fost lansat pe 4 februarie în 2009 și până la sfârșitul anului, doar din SEO, a atins 764.000 de vizite. Haideți să vedem traficul din Search Engine. Înainte de a vedea traficul, vreau să clarific două lucruri. Ce înseamnă site indexat și site optimizat? Am auzit foarte multe persoane spunând că am un site super optimizat, dar nu are trafic. Ce se întâmplă de fapt? Acel site era doar indexat. Un site indexat, și m-a întrebat domnul, câte cuvinte cheie să folosim. Eu la Jocopo aveam 10.500 de jocuri. Pentru fiecare joc am folosit ca și cuvânt cheie numele jocului. Da? Și aveam 200 de categorii. Fiecare joc făcea parte din anumite categorii. Ce aveam? Cuvinte cheie compuse. Jocuri fotbal, jocuri cu bile, jocuri cu fantome, etc. Două sfaturi pentru o mai bună indexare a site-ului. Pentru o indexare mai rapidă, generați un sitemap XML cu toate paginile și îl postați în Google Webmaster Tools. O să-l indexeze mult mai repede. Ca să verificați câte pagini sunt indexate, puteți folosi operatorul site două puncte, numele domeniului și o să vedeți câte pagini aveți indexate. Site optimizat, practic, după ce mi-a indexat Google site-ul, am nevoie să urc cât mai sus pentru cuvintele cheie. Ce trebuie să fac? În primul rând, trebuie să măresc numărul de link-uri către paginile de destinație. Și în al doilea rând, ar trebui să lucrez la forma estetică a rezultatului. Am exemplificat prin jocuri fotbal. Aici mai pot lucra un pic la descriere ca să am o rată mai mare de interes. Când lucrăm la optimizare, tot timpul trebuie să măsurăm rezultate, să vedem unde suntem și unde vrem să ajungem. Cum măsurăm? Cu Google Analytics. Și vă spuneam că în 10 luni am atras un trafic de 750.000 de vizite. De unde au venit? Au venit din Google 750.000, din search.com au venit 50.000, din Yahoo 1.500, din Bing 1.500, Ask, MSN, Live, etc. Pe motoare. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Ce observăm de aici, Google e cam ceea ce contează. Nu are rost să ne chemim să optimizăm pentru Bing sau pentru Ask. Volumul de căutare este nesemnificativ. Bun. Tot din Google Analytics putem să urmărim volumul de trafic pe cuvinte cheie. Și aici, doar cuvântul jocuri, cheiul jocuri, a atras un trafic de 190.000 de vizite. Jocul cu bile 28.000, jocul cu dinozauri 24.000 și cum puteți vedea lista cu cuvinte cheie. Cum optimizăm? Să începem să lucrăm cu cuvântul jocuri fotbal. Ce am făcut? În primul rând să vedem care este volumul de căutări și putem folosi tool-ul de la traffic.ro, care i-a specificat și Ionut, și ne arată că jocul fotbal în ultima săptămână a fost căutat de 18.654 de utilizatori. Numărul nu este chiar real, el reprezentând doar numărul de intrări în site-urile care sunt monitorizate de traffic.ro.
Și cum putem verifica dacă cât de real este acest cifră? Căutăm cuvântul cheie și vedem care site-uri, dacă site-urile, primele site-uri, sunt monitorizate de trafic.ro. Dacă primul site este, al doilea este, al treilea nu este, numărul este mult mai mare. Dacă vrem să facem un calcul mai exact, aici am statistica afișată de la Google pe ultimii 4 ani, 50% s-au dus către primul rezultat din trafic, 21% s-au dus pe al doilea rezultat și scade. Și pe anul 2004 cu verde. Bun, mi-am făcut o idee despre volumul de căutări. Ce urmează acum? Să vedem unde suntem și unde vrem să ajungem. Momentan suntem pe poziția 10 pentru cuvântul jocuri fotbal. Putem verifica și cu Google Webmaster Tools, care ne arată pentru fiecare cuvânt poziția. Unde suntem? Pentru jocuri fotbal, poziția 10, pentru jocuri 7, jocuri cu bile 8, etc. În Google Analytics putem observa ce trafic ne vine zilnic pe acest cuvânt cheie. Și observăm că acest cuvânt aduce undeva la 200 de vizite pe zi. Suntem pe poziția 10 pentru jocul fotbal, avem 200 pe zi. Doar din acest keyword. Dacă ținem cont de statistică și facem o regulă de 3 simple, dacă suntem pe poziția 10, care 0,57% se duc pe această poziție, vin 200, ne propunem să ajungem pe poziția 5, care 3,71% din user se duc acolo, rezultă că mărim traficul cu 1300 de vizite pe zi numai pentru acest cuvânt cheie. Mai putem lucra și la estetică, la titlu, descriere, URL. Putem să mai schimbăm un pic la descriere, la titlu, să-l facem un pic mai atractiv ca să mărim rata de interes pe acest cuvânt. Ceea ce contează foarte mult, cred eu, este numărul de backlink-uri către pagina pe care vrem să o optimizăm. Și eu am încercat să fac parteneriate cu anumite site-uri ca să cresc acest număr de link-uri. Și am încheiat parteneriate cu ASE Roma, site-uri din domeniu. Contează foarte mult ca site-ul să fie din domeniu. Și mi-a pus un link cu jocul fotbal pe Games Arena. Mi-a pus în dreapta acolo altul. Pe câteva bloguri, totalizând un număr doar pe cuvântul jocul, pe pagina jocul fotbal, de 723 de link-uri. Mărind numărul de link-uri, automat cresc și poziția motorului de căutare. Și putem vedea și numeric câte vizite primesc pe acest cuvânt urmărind Google Analytics. Și asta a fost doar pentru o categorie, dar în site avem 200 de categorii și așa putem mări traficul cât vrem. Vă mulțumesc!